Ce soluții are Alianța pentru Patria, în afară de vouchere, ce soluții vedeți concret la că e o criză, E o criză ce generală. se întâmplă acum, e o Păi, criză economică, e clar, hai românii să-ți sunt explic. depășiți de facturi, de rate, a venit guvernul cu niște soluții. Vouchere, 200 de lei pe lună, nu știu dacă e suficient pentru cineva în 2022, dar înțelegem că atât s-a putut. Ce soluții are Alianța pentru Nu, nu s-a Patria? putut atâta. Atâta a fost umilința făcută. 4 lei pe zi. Și mai vii și cu un proiect de lege, spui, dacă nu cheltuia 4 lei pe zi, unde îți dai eu să cheltui la multinaționale, să-ți cumperi tu uleiul și ce îți dau eu pe listă, primești amendă de 50.000 de lei pe zi. Adică tu, pensionar, sărac, sărăcit de către ăștia, primești acest voucher și spui, nu vreau să-mi cumpăr ulei, pâine și cartofi, vreau să-mi cumpăr medicamente, că o să mor. Primești o amendă de 50.000 de lei, adică jumate din apartament sau din garsoniera ta, ca pensionar. Asta este umilința. Eu am mai spus-o și o să spun și mâine la televizor și pe mine. O spun în fiecare zi când mă duc pe zona de presă. Noi suntem partidul format de niște oameni care pe vremuri au creat un program de guvernare pe care l-au și aplicat. Noi când promitem ceva, noi deja mai făcut lucrul ăsta. Începând de săptămâna viitoare, începem să modificăm legi. Francis Tobă, care este parlamentarul nostru în Parlament, va anunța în fiecare zi de marți câte o modificare de lege. Legea pensiilor, legea privind sprijinul pentru agricultori, legea privind reînființarea fondului mutual pentru tot ce înseamnă producătorul român să-i asigure și să-i garanteze exportul. Toate lucrurile astea care le-au anulat din ce am făcut noi, vom depune câte o modificare în Parlament, după care vom face câte o cerere la Curtea Constituțională și vom da în judecată guvernul, inclusiv penal. Asta vom face de începând de marți, săptămâna viitoare. Deci, fiecare lege pentru români, inclusiv, de exemplu, legea dată de noi pentru plafonarea prețurilor energiei și la gaze, celebra ordonanță 114. Am cerut-o, cred că de vreo 30 de ori noi în spațiu public. Au început să o cereți voi, cei din presă. Au început să o ceară patronatele, sindicatele, asociațiile de producători, de agricultori și mai departe, transportatori, toată lumea. Au trecut 7 luni de zile. După 7 luni de zile, noi ne-am întâlnit cu acești oameni și am stabilit. Vom depune din nou în Parlament, prin glasul domnului Francis Tobă, această modificare, după care vom da în judecată guvernul. Pentru că nu se poate în felul ăsta. Adică nu poți să ignori și să-ți bagi joc de o populație întreagă a României în fiecare zi. Ok. Noi vom deschide procese penale împotriva miniștrilor de resort cap cu cap, inclusiv a primului ministru. Sunt convins că aceste dosare nu vor merge acum. Vor sta pe loc, vor ține la dosar. Dar De ce? timpurile trec. Pentru că Dosarele rămân. Adică tu, ministru economiei, tu, ministru energiei, trebuie să înțelegi că plângerile care ți le facem noi, în corpore, Neația pentru Patrie, adică nu îți facem o plângere APP-ul, îți facem cel puțin câte o plângere pe județ. Îți facem câte 40-50 de plângeri odată. Pe un subiect. Dosarele rămân. Nu vei da acum socoteală pentru că ești la putere și vă menajează sistemul. Nu vei da la anul, dar peste 2 ani de zile, toate aceste dosare se strâng și vei da socoteală. Pentru toate nenorocirile și pentru mizele care le-ai semnat, care sunt împotriva poporului român. Asta vom face începând de marți și ne-am anunțat chiar de duminică lucrul ăsta. Că nu mai putem altfel. Adică sunt prea multe plângeri venite din partea populației, din partea românilor, prea multe nemulțumiri. Să stai așa, stai de piatră, să te uiți ca și guvernul și să nu spese.